Noi la Delfinariul Constanța suntem muzeu, ținem foarte mult de acest lucru, ținem mult chiar dacă avem și dezavantaje. Salariile sunt mici, caracteristica muzeelor, și oamenii sunt deseori demotivați. Totuși, muzeul fiind, transmitem în mod oficial, pe o cale muzeistică, educația și responsabilitatea față de aceste animale marine, mamifere marine. Oamenii să vadă, să înțeleagă că au ajuns într-un loc unde animalele și bunăstarea lor este respectată. Ce avem de gând în continuare? Am transmis o temă de proiectare. Consiliul Județean ne-a făcut această frumoasă clădire și îi mulțumim. Consiliul Județean, de asemenea, a depus preconsultare și deja are doi proiectanți pe baza unei teme de proiectare propusă de mine, în care în spatele acestui stabiliment, acestui bazin, există un alt bazin mai mic și de acolo să ne conectăm cu o lagună. Să facem, să depășim 3 milioane de litri spre 4 milioane jumate de volum, care înseamnă intrarea în lumea bună a delfinarilor, ce oferă volume mari de apă și își pot permite să țină un număr mai mare de animale. Un număr mai mare de animale este beneficial pentru relaționarea acestora. Sunt animale de grup. Două indivizi constituie un minim, dar idealul ar fi undeva spre 5-6 indivizi. Ăsta este motivul pentru care vrem să ne extindem, ăsta este motivul pentru care vrem să ajungem în lumea bună a delfinarilor cu 4 milioane jumate de litri cu această lagună. Momentan, doi proiectanți clarifică oferta lor și să sperăm că până sfârșitul anului vom avea proiectul, iar de la anul să începem achiziția lucrărilor prin care ne extindem Delfinariul Constanța.